Un executor judecătoresc a pus sechestru pe sediul casei de asigurări de sănătate Suceava. El s-a deplasat la sediul instituției însoțit de doi jandarmi în dimineața zilei de joi 18 noiembrie cu intenția de a pune sechestru și pe cele patru mașini ale CASE-ului, dar a amânat demersul. Executorul susține că instituția îi datorează de ani de zile peste 200.000 de lei. Suma reprezintă cheltuielile de executare pentru recuperarea unor drepturi câștigate în instanță de 74 de ani angajați ai casei de asigurări de sănătate. Președintele director general Cristian Bleorțu, a confirmat că instituția îi datorează bani executorului, însă a arătat că termenul de plată nu a fost depășit. Având în vedere procedura de alocare a fondurilor cu această destinație, legislația în vigoare prevede un termen de șase luni pentru a putea face demersurile necesare îndeplinire obligației de plată. În această perioadă au existat permanent discuții între conducerea CASE și executorul judecător prin care i-am adus la cunoștința acestuia că plata va fi efectuată în termenul legal. Bugetul necesar efectuării acestei plăți a fost alocat de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate și vom achita suma datorată în cel mai scurt timp, se arată într-un comunicat de presă transmis de Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Chiar dacă s-a pus chestru pe sediu, activitatea instituției nu este afectată.